Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou vlog super, super incendiar, așa de vară. Eu sunt Antonio, el este Andrei, Andrei și suntem super, mega transpirați și am venit la piscină să ne răcorim. Și 40 de grade, fraților, 40 de grade cel puțin la umbră, deci cred că soarele are 50, ne topim. Ne topim, efectiv. Și am zis că dacă tot este o atmosferă așa de incendiară la piscină, plină de fete, plină de muzică bună, am zis să facem un super, mega vlog și astăzi ne-am decis să facem Kiss or slap. Sau mai bine zis în română, pupă-mă sau dă-mi o palmă. Ori mă pup, ori mi-au palme. Pentru cei care nu știu ce înseamnă acest challenge, o să mergem la fete random, pur și simplu, de la piscină. O să le rugăm să se joace cu noi piatră, farfecă sau hârtie. Dacă noi le vom învinge, o să ne pupe pe obraz. Iar dacă ele o să câștige, noi o să ne primim o palmă. Și sperăm să nu se întâmple asta. Să sperăm că nu, că... Dacă vreți cât mai multe clipuri de genul acesta, nu uitați să rupeți butonul de like și hai să strângem la acest vlog câte like-uri, Andrei. Eu zic un 35.000 de like-uri. 35.000 de like-uri. Hai cu like-urile alea, mă. Hai să dăm drumul la treabă. Hai, s-am găsit deja primele victime. Hai, Bordene, acționează. Acționează. Pentru ce te-am antrenat atâta? Bună, bună, fetelor. Astăzi filmăm un vlog la piscină în care rugăm fetele dacă vor să se joace cu noi un mic joculeț, ok? Jocul se numește Kiss or Slap, nu știu dacă ai auzit de el. E foarte popular în America, în România nu l-a făcut nimeni, dar îl facem noi. Ok, care e treaba? O să ne jucăm piatră, farfă, hârtie. Dacă noi o să te batem pe tine, trebuie să ne pupe obraz. Da? Da. Și dacă tu ne bați, o palmă. Unde? Din partea ta. Păi unde, tot la fel, unde vrei. Prima dată joci cu Andrei, hai. Hai, Andrei, da, da. Una singură, nu două din trei. Direct, Andrei, hai. Avem un câștigător, oameni buni. Nu, trebuie să-l pupi. Da. Unde vreau eu? Unde vrei tu? Unde vrei să-l pupi? Lasă să aleagă, ia. Ia. Oh! S-a dat pupicul, oameni buni. Piatră, farfecă, hârtie și... Asta suntem norocoși, guys. Două din trei. Poți să-ți fac o surpriză? Nu, mai bine. Bam, bam, bam. Hai să mergem la următoarea victimă! Întrerupem programul pentru un anunț de-a dreptul special. Poți primi gratuit o consolă de gaming dacă intri chiar acum pe primul link din descriere care te va duce către Boosteroid. Boosteroid a lansat BooStation în România, o consolă cât un stick de mică care odată băgată în televizorul cu mufă HDMI îți transformă televizorul obișnuit într-un setup super tare de gaming. La achiziționarea abonamentului anual de 89,89€ o vei primi gratuit pe lângă serviciile Boosteroid de cloud gaming. Așa că nu mai sta pe gânduri, intră chiar acum pe linkul din descriere, interesează-te, ia-ți abonamentul și încearcă. Să română, să română. Astăzi facem un challenge la piscină, se numește Kiss or Slap. Ok, o să trebuiască să ne jucăm piatră, foarte sau hârtie. Ai jucat vreodată? Da. Prea multe ori. Ok, ok. Dacă noi o să câștigăm, așa, o să trebuiască să primim din partea voastră un pupic pe obraz, iar dacă voi o să ne bateți pe noi, o să ne dați o palmă. Abia aștept. Perfect. Hai de capul și de zile mele, Bordeanule! Piatră, foarte hârtie și... Piatră, foarte hârtie și... Hai de capul meu! Egalitate! Hai, piatră, foarte hârtie! Bă, frățioare, nu mă mai joc eu cu ăsta, hai! Piatră, foarte hârtie și... Să aruncă cu palme astăzi, să nu dai tare că mă învinețesc repede, hai, dă-i! Mamă, ce capac mi-a dat să moară să înțevenească! Hai, vino mai aici, vino mai aproape că nu te mușchi. Piatră, foarfecă, hârtie și... Am fost stropit, dar am și câștigat. Te-am bătut, așa că o să trebuiască să mă pup. Ai, 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 Bordeanule, acționează. Foarfecă, hârtie și... Ai, 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 Bordeanu, e cam norocos astăzi, oameni buni. Ai, 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 ai. Două pupicuri, atenție că se lasă greu astăzi. Piatră, foarfecă, hârtie și... Aaaa, la fel! Ăsta a mâncat ceva de dimineață, vă spun sincer. A mâncat rahat turcesc. Flamingo, mă pupă! No, aoleu. E bine, doar unul? Hai, fi! Pentru corpul ăsta doar unul merită. Atmosfera s-a încins, hai să mergem la următoarea victimă! Ia uitați cu cine ne-am întâlnit la piscină, guys! Cu ghidușul să mare să înțevenească. Dacă câștigi tu, dai o palmă. Dacă câștig eu, dau eu ție o palmă. 1, 2, 3 și... Hai să dau încet. Filmează, da? 1, 2, 3 și... Oh, 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 oh.
Te-ai speriat? M-a speriat un pic ăsta, e. Hai să mergem la următoarea victimă, care sperăm să fie o fată. Suntem aici alături de... Michaela. Michaela, mamă, ce nume mișto, care este la piscină, se distrează tare, tare. Vreau să facem un challenge cu tine, se numește Kiss or Slap. Okay. Facem piatră, poartă, gârtie. Okay. Dacă tu ne bați pe noi, ne dai mare palmă. Ok. Dacă noi te batem pe tine la piatră, poartă, gârtie, okay, primul pupic pe obraz. Ok. Facem? Hai, 3, 2, 1 și... Hai de capul meu, dăm palma. Mamă, ce tare mi-a dat. 1, 2, 3 și... Ai, 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 ai. Fata, n-ai nenorocit. Ești prea blândă cu noi. Păi de ce nu? Te distrezi? Poftim? Te distrezi? Da, tu? Dar merităm și un pupic? Poftim? Merităm și un pupic? Poate că da, poate că nu. Hai de capul meu. Mergem la următoarea victimă, care e pe vibe. E pe vibe, e pe vibe. E pe vibe puternic. Se distrează fata asta aici să moară de seama. Cum te cheamă? Ania. Ania, ce nume frumos. Ania, vrei să joci cu noi în joc? Ce joc? Kiss or Slap. 3, 2, 1 și... Bun, sfârșit, câștigă și picantul, hai. Ai, 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 ai. Ce pupic dulce am primit. Și acum Bordeanu o să primească o palmă. Te rog eu frumos să-l bați. Îl bați? Da. Hai. Da, sunt, exist. Hai, dă-i. 3, 2, 1 și... Eee! Bine, bine, bine. Hai. Dă-i tare, dă-i tare, dă-i tare. Dă-i să-i sară maxilarul din gură. Să dai tare, nu. Oh, care capac, care capac. Mulțumim mult de tot, te pupăm. Hai să mergem la următoarea victimă, că noi ne distrăm tare rău de tot la piscină, să moară Alexandra, dacă nu. Suntem aici alături de... Diana. Care se distrează tare rău de tot la piscină. Ok, deci noi facem un challenge, se numește Kiss or Slap, facem piatră, poartă, cărtie. Dacă noi te batem pe tine, primim un pupic pe obraz. Dacă tu ne bați pe noi, ne dai mare palmă. Dar mare. Piatră, poartă, cărtie și... A dat oricum, a dat cu delay, ai văzut-o? Da, bine, hai, că te las să-mi dau o palmă. Hai, dă-i tare, vrei tu. Aaaa, asta așa, a fost așa, mai mult un bam, o împingere. 1, 2, 3 și... Ai de capul și de zilele mele. Fata asta ne bate pe tot. Ai câștigat? Eu am fost cu piatra, ea a fost cu parte. Okay. Pupă-l pe obrăjor, uite aici, aici a fost. Ai, 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 bordeiene! Suntem aici alături de... Lavinia! Bun, Lavinia, avem un challenge mare, mare, tare, tare rău de tot pentru tine, pentru că vara e vară și ne distrăm la piscină. Da. Se numește Kiss or Slap, nu știu dacă ai auzit de el. Am auzit. Ai auzit, ok. Da. 3, 2, 1 și... Oh! Piatră, foarte hârtie și... Oi, de până de ce, de ce ni se întâmplă numai mie? Hai, trebuie să-mi dai palmă. Nu, trebuie să-mi dai... Vrei să te pup? Vrei să pup sau să-mi dau palmă? Mai bine, da. Hai că am scăpat bine. A fost fată de treabă cu noi. Te pupăm la Vinea. Bam. E foarte multă muzică la piscină. Sperăm să ne auzim. Sperăm că audio-ul să fie ok. S-ar putea să ne luăm 99,87% copyright. Dar sincer, la cât de bine ne distrăm în clipul ăsta, nu o să mă intereseze dacă avem monetizare sau nu, nu, Andrei? Corect, avem 0,0, cât ai zis? 99,8%? Da. 0,02% șanse să nu ne luăm, așa că suntem optimi. Filmăm Kiss or Slap, nu știu dacă ai auzit de el, e un challenge. Facem piatră, poartă, cărtie. Da, ok, facem piatră, poartă, cărtie. Dacă tu ne bați pe noi, ai dreptul să ne dai o palmă. Dacă noi te batem pe tine, trebuie să primim de la tine un pupic pe obraz. Bine. 3, 2, 1 și... Hai de capul meu. Picane! Băi, ce se întâmplă? Ok, trebuie să-mi dau o palmă. Mamă, ce mai tare palmă pe ziua de azi. Ai dat încet. Mamă, să... Cu volei, poate de-aia. Hai de capul meu. Hai. 3, 2, 1 și... Ai, ai, ai! S-a lipit. Suntem aici alături de... Alexandra. Care se distrează foarte tare la piscină cu prietena ei de acolo, care nu vrea să apară în vlog cu noi, care ne-a zis... Dar o să o racolăm și pe mai târziu. Facem piatră, foarte cărtie. Dacă noi te batem pe tine, o să primim un pupic pe obraz de la tine. Dacă tu ne bați pe noi, o să ne dai o palmă. Ok. Facem? Facem. 1, 2, 3. Apa, ai pierdut picare. Bă, dar de ce mereu îmi pierd? Nu primești eu niciun pupic. Hai, bine, dă-i. Ma! Nu, eu i-am cerut o palmă și mi-a dat un pupic. E prea drăguță. 1, 2, 3. Bă, ăsta a mâncat rahaturi ce de dimineață. Campionul, tot campion. I-am băgat telefonul. Haide. Ai, 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 ai. Suntem la ultima persoană din acest vlog. Cum te cheamă? Maria.
Maria, bă, Maria, și-a luat și avocată. Deci, Antonă, facem un challenge foarte, foarte tare și foarte amuzant și foarte șmecher la piscina aici la voi, la plajă, cea mai tare piscină din București. Teandră, facem pe altă parte gărtie. Dacă tu ne bați pe noi, ai dreptul să ne dai mare palmă să cădem în piscină aici, K1. Dacă noi te batem pe tine, ne dai un pupic pe obraz. Scurt și la obiect. Facem? Hai! Piatră, foarte gărtie și... Piatră, foarte gărtie și... Trebuie să mă pup pe obraz. Hai că a prins curaj fata noastră! Perfect, gătie și... Perfect, gătie și... Perfect, gătie și... Eee! M-au usturat de moarte! M-am trezit de moarte! Guys, cam a fost vlogul, mulțumim mult de tot la plajă! Suntem aici alături de Antonio, managerul piscinei. Mulțumim frumos și noi pentru prezență și pentru că ați venit să filmați la noi acest minunat vlog. Vă așteptăm pe toți, fiecare parte să veniți. Oricând sunteți bineveniți la plajă. Vă pupăm pe toți. Pa pa! Nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați acolo follow pe Instagram, toată lumea la plajă, la Bordeanu, la toată lumea. Antonio Pica și Andrei Bordeanu. Pa pa pa.